Bună viață, suflet luminos, și bine te-am găsit la capitolul Linii temporale. Înainte de a intra în material, haideți să începem cu un exercițiu scurt pentru a identifica dacă te afli pe linia principală de destin sau dacă mai ai de sărit câteva linii. Asigură-te că ai coloana vertebrală dreaptă, spatele drept și aliniat, indiferent dacă stai pe scaun, în lotus sau în pat. Poți pune pauză până îți găsești o poziție meditativă potrivită și confortabilă pentru tine. Închide ochii și respiră odată cu mine, calm și profund. Relaxează-ți corpul, lasă-te ghidat și purtat de valul respirației și de vocea mea. Inspiră pe nas, calm și profund. Și expiră tot pe nas. Și din nou. Acum, pune o mână pe inimă sau ambele mâini, cum simți tu, și coboară încet mintea în inimă. Observă cum energia ta coboară din minte în zona inimii și se activează chakra inimii tale. Întreabă-te acum, trăiesc eu în acest moment al prezentului continuu infinit, varianta mea autentică și superioară? Realitatea în care mă aflu, este ea aliniată cu planul divin, cu ce îmi dorește sufletul? Simt că e ceva ce îmi lipsește pentru a mă apropia mai mult de sinele meu superior, de linia temporală principală de destin? Simt să fac altceva decât ceea ce fac acum? Simt că oamenii de care sunt înconjurat nu sunt potriviți pentru mine? Te las să contempli puțin la asta. Acum, în funcție de răspunsul tău, de simțirea ta în urma acestei călătorii în centrul inimii tale, îți las libertatea de a-ți recalcula deciziile și acțiunile, dacă e cazul. Poți să faci orice îți propui, cu mult mai mult dacă e în beneficiul sufletului și nu al ego-ului. Ai încredere în puterea din tine și înclină-te în fața divinului din tine. Onorează-te și respectă-ți autenticitatea și potențialul neexplorat încă.
Acum, linii temporale. În quantum există o infinitate de linii temporale, de posibilități și de variante ce sunt întotdeauna accesibile nouă dacă ne tunăm la frecvența potrivită pentru a le accesa și experimenta. Închipuiește-ți că în acest moment există o variantă a ta care e în vârful munților Himalaya și e atât de absorbită în meditație că a uitat să mai dea pe acasă. Ok, știu că te intrigă, dar scutură-te puțin că mai avem până acolo. În timp ce tu stai și urmărești materialul ăsta, există o infinitate de variante de tu care fac cu totul altceva și au o viață diferită față de cea pe care o trăiești acum. O linie temporală este o linie de destin, o traiectorie în viață ce presupune o succesiune de evenimente și situații specifice. Noi, ca și entități, nu suntem limitați de realitatea fizică pe care o observăm zi de zi, deși ne putem autolimita și mulți dintre noi o facem, mai puțin conștienți. Dincolo de experiența noastră tridimensională, planurile existenței sunt mult mai vaste și sofisticate. Din perspectiva noastră umanoidă, e extrem de relativ să avem în vedere toate posibilitățile existente în realitatea cuantică. Sufletul, înainte de întrupare, își scrie o linie temporală, un destin și pune pe acea traiectorie câteva marcaje și situații pe care își dorește să le experimenteze, dar de cele mai multe ori, ego-ul preia controlul și dă planul sufletului peste cap, mai mult sau mai puțin, deoarece, după ce ne încarnăm, nu mai avem acces total la acele informații și la alegerile făcute de la nivel supraconștient, însă evenimentele din lumea fizică ne conduc către îndeplinirea misiunii sufletului nostru, atâta timp cât nu opunem rezistență și rămânem deschiși pentru a experimenta fiecare ușă care ni se deschide în favoarea sufletului și nu a sinelui pământean identificat cu corpul, identitatea și restul de aspecte temporare pe care le acumulăm în decursul vieții, pe care, ce să vezi, le dăm jos înainte să părăsim această experiență umanoidă. Nu le luăm cu noi. Așa că fă bine și scutură-te un pic de ele să mai renunți la atașamente și inclusiv să experimentezi cum se simte când pleci fără nimic de aici. Un alt rezultat esențial și miraculos e faptul că odată ce dai la o parte ceea ce nu ești, ceea ce ești de fapt începe să ți se arate. Have fun! Deci, linii temporale. Am înțeles că noi avem o linie de destin prestabilită sau dorită de către suflet, iar în momentul în care suntem pe această linie temporală principală, totul curge de la sine, fără niciun efort, totul vine înspre noi, în loc să ne frustrăm încercând să obținem tot felul de lucruri și iluzii de ale minții și vom simți o împlinire măreață în interiorul nostru, raportată la ceea ce facem în viață, deoarece experimentăm ceea ce sufletul își dorește și nu ego-ul. Imaginează-ți următoarele. În acest moment există multiple linii temporale de ale tale, iar în fiecare din ele trăiești ceva diferit și ai o funcție diferită în societate. Ești și avocat, și medic, și cântăreț, și scriitor, și regizor, și practicant de sănătate holistică, și vânzător într-un magazin, și așa mai departe. Toate acestea sunt existente în câmpul cuantic, dar numai una din aceste variante o experimentezi conștient. Să spunem că de mic te pasiona muzica, îți plăcea să cânți și să compui și mereu când auzeai artiști, te inspirau și aprindeau și mai mult dorința în tine de a cânta, însă în urma presiunii din partea familiei tale și credințelor pe care ți le-au implementat, că n-o să ai niciun viitor din muzică, că o să mori de foame, că să-ți cauți o meserie generală și sigură, ai început încet să te desprinzi de această pasiune din cauza fricilor, îngrijorărilor și îndoielilor pe care ți le-au băgat în subconștient, îndepărtându-te astfel de linia ta principală de destin, care vine printr-un sentiment de pasiune și e cel mai bine identificat în floarea vârstei. Astfel, ai ajuns pe o linie temporală inferioară, poate că ești vânzător într-un magazin și regreți faptul că nu ți-ai urmat pasiunea, intuiția, care în continuare îți vorbește și te îndeamnă să începi să te aliniezi cu varianta pe care ai venit tu, ca și suflet, să o experimentezi. Un alt program sau o altă credință limitativă pe care o preluăm des e faptul că e prea târziu. Mulți oameni ajung la vârsta de 30-40 de ani sau chiar și mai în vârstă și se autosabotează zicându-și că nu mai au timp și șanse să reușească într-un alt domeniu,
dacă se pornesc să meargă într-o altă direcție, subit. Dacă privim mai adânc, o să vedem că nu sunt vorbele noastre, ci ale familiei sau a altor persoane, care acum se manifestă prin noi. Această autolimitare se întâmplă când am fost supuși acestor programe mentale și credințe limitative atât de mult timp, încât au devenit firești pentru noi și ne-am lăsat absorbiți de ele, ajungând pe o linie temporală liniară și inferioară, care are în prim plan supraviețuirea, dezamăgirea, regretele, vinovăția sinelui și învinuirea celorlalți, urmate de depresie și un gol interior. De-a lungul vieții se întâmplă și să ne formăm anumite dorințe de o vibrație joasă, care merg împotriva misiunii și scopului nostru autentic și superior, ce rezidă pe linia temporală principală de destin. Aici intervine noțiunea de flow, de a te preda în fața planului divin, de a-ți asculta intuiția și de a îmbrățișa ghidarea pe care sinele superior ți-o scoate în cale în fiecare moment al existenței tale. Când deciziile și alegerile noastre nu sunt aliniate cu planul divin, întâmpinăm probleme, șocuri, frustrări, dezamăgiri, schimbări de traiectorie neprevăzute din acel nivel de conștiință, bariere, piedici, iar toate acestea vor să ne arate că aceea nu e direcția potrivită în care ar trebui să ne orientăm energiile. Universul conspiră ca noi să ne atingem cel mai înalt potențial, iar când noi opunem rezistență la ceea ce are în plan pentru noi, nu facem decât să întârziem ceva ce oricum vom experimenta la un moment dat, în viața asta sau într-o alta dacă ne încăpățânăm peste măsură. Cunoaștem cu toții stereotipul în care se găsesc majoritatea oamenilor de a se mulțumi cu o viață liniștită, lipsită de semnificație, entuziasm, contrast și aventură. Iar pentru îndeplinirea acelei misiuni superioare, de multe ori este nevoie să parcurgem niște lecții asumate la nivel de suflet, însă neasumate și poate neînțelese de la nivelul minții inferioare, care deseori nu înțelege de ce e necesar să treacă prin disconfort, ca pe urmă să apară recompensa mult dorită și să se poată bucura de ea. Așa este, ego-ul are de suferit în acest proces. Așa că, cu cât ești mai puțin identificat cu ego-ul și operezi mai puțin din perspectiva sa liniară în viața de zi cu zi, cu atât îți va fi mai ușor să treci de provocări, teste și lecții și să crești și să evoluezi în urma lor cu ușurință și înțelepciune, după care să culegi roadele succeselor tale, pentru că universul nu te pune doar la încercări provocatoare, ci de asemenea îți oferă recompense și confirmări că ești pe drumul cel bun, pe principiul după faptă și răsplată. Haideți să vorbim puțin despre saltul cuantic sau sărirea liniilor temporale. A sări liniile temporale presupune să-ți muți conștiința de la o succesiune de posibilități la o alta. Dacă te afli într-o linie temporală și nu ești mulțumit de modul în care se petrec lucrurile, atunci te poți muta în alta, în care visele tale își pot găsi împlinirea. Asta se datorează faptului că viața se folosește de toate posibilitățile. Pur și simplu, are loc fiecare versiune a unui eveniment. Opțiunea pe care nu ai ales-o în această linie de timp se petrece într-o alta. Ființa eternă, fără formă și limite, care este sufletul, nu cunoaște limite pământene. Sinele spiritual este foarte priceput în arta multilocației. Asta înseamnă că există simultan în multiple linii de timp. Pentru partea liniară a creierului, această informație poate fi copleșitoare, însă sufletul există în afara timpului și spațiului, nefiind limitat de aceste aspecte pământene. Un nivel de conștiință extins poate vedea toate posibilitățile din toate direcțiile timpului. Sufletul etern are nevoie de lucruri noi, împreună cu oportunitățile de a învăța și de a crea. Natura restrictivă a liniilor de timp liniare prezintă o minunată încercare. Putem spune că este o capcană a Matrixului. Adevărul este că timpul este artificial. Toate lucrurile se întâmplă simultan. În dimensiunea a treia, noi alegem să le experimentăm într-o manieră secvențială, liniară. Este ca și cum am umbla printr-un labirint legați la ochi. Pe măsură ce experiența noastră în dimensiunea a treia se diminuează, conștiința noastră se trezește la existența unor creații paralele, simultane. Oamenii care umblă legați la ochi prin labirintul vieții vor putea să vadă în curând. Acest lucru ne va ajuta să rezolvăm puzzle-ul mai repede și să avansăm în alte dimensiuni ale creației.
Parte din procesul nostru de trezire este să ne reamintim cum să accesăm linii de timp paralele. Exemple de moduri în care se sar liniile temporale pot fi văzute în relațiile interpersonale, cât și în lume. Ați experimentat vreodată o ceartă sau o neînțelegere cu cineva doar pentru ca totul să se schimbe în favoarea voastră în mijlocul conversației? Este posibil să fi schimbat linia de timp pentru a ajunge la o înțelegere. Ți se întâmplă ca uneori versiunea ta asupra unor evenimente trecute să difere, uneori complet, de cea a prietenilor sau a partenerului? De multe ori punem aceste discrepanțe pe seama memoriei slabe, însă există posibilitatea să îți amintești evenimente dintr-o altă linie temporală. Ne mutăm pe o altă linie temporală și în masă, datorită conștiinței colective. Putem să ne amintim de o mulțime de evenimente prezise care nu au mai avut loc. Atunci când suntem pasionați în legătură cu o schimbare pe care vrem să o facem, în bine sau în rău, trecem într-o linie temporală paralelă. Cu cât dorința de schimbare este mai mare, cu atât mai mare și mai rapid este și saltul. Ca și un exemplu în care conștiința colectivă creează o realitate colectivă, o să vă amintesc de ceva cu siguranță cunoscut pentru toată lumea. Pandemia. Știu, mulți cred în continuare că s-a sintetizat un virus în nu știu ce laborator sau a pornit de la un liliac de prin China și s-a răspândit pe tot mapamondul. Departe de esență, dacă mă întreb pe mine. Vezi tu, suflet luminos, lucrurile la care le dai atenție într-un mod abundent prin puterea imaginației și a emoțiilor tale, mai devreme sau mai târziu, se materializează. Iar când un grup de oameni se investesc energetic în materializarea unei viziuni, aceasta e manifestată de N ori mai repede cu fiecare persoană implicată în acest proces de creare conștientă a realității, magnetismul crescând exponențial pentru a atrage acel aspect în realitatea colectivă într-un timp relativ scurt. Știm cu toții că media a fost plină de pandemie 24/7, internetul la fel, iar majoritatea oamenilor se hrăneau cu acele informații și începeau să-și facă scenarii și să contempleze din ce în ce mai mult la pandemie, chiar și înainte să fi luat contact cu așa zisul virus sau să-l observe mai mult decât pe un ecran. Aici vine partea interesantă când realizăm că pandemia a fost lansată în perioada de toamnă-iarnă, cu simptome similare ale unei răceli. Răceala deja era firească pentru majoritatea, doar că o simplă răceală poate să omoare un om care trăiește într-o vibrație joasă, în frică. Frica îți oprește sistemul imunitar. Astfel, organismul nu mai luptă împotriva răcelii, ci încet, încet, răceala devine pneumonie și organismul cedează. Odată ce un om începea să aibă simptome de răceală, asocia instantaneu cu COVID și însuși gândul și scenariul pe care și-l făcea îl ducea înspre pieire. Știi deja de efectul placebo. Când crezi că o fiolă care nu conține nimic o să-ți rezolve problema de sănătate și chiar o face, deși e goală și nu conține niciun medicament. Ei bine, e valabil și invers. Cu alte cuvinte, pandemia nu a fost creată de cineva meschin, cel puțin nu realitatea pandemică, ci doar schița. Pandemia a fost creată de mințile oamenilor și cei care au alimentat-o și au hrănit-o energetic au adus-o în realitatea lor. Eu de la început am refuzat să cred și să alimentez asta, motiv pentru care am fost liber să ies în lume, să mă plimb, să experimentez tot felul de chestii fără să-mi iau nicio măsură de precauție. Pentru că dacă ar fi fost să-mi iau de dragul societății că ce o să zică lumea, atunci mi-aș fi indus singur frica, chiar și fără să intenționez, din cauza faptului că aș fi început să fiu mai grijuliu și să încep să dau naștere unei îngrijorări mici care mai pe urmă s-ar fi transformat în frică. Cunoșteam destul de bine tehnicile de manipulare la vremea respectivă, cum societatea e manipulată astfel încât să te pună la zid dacă nu faci ce se zice la știri. Am și călătorit cu avionul în acea perioadă, fără vaccin și fără nimic extra, prin simplul fapt că în realitatea mea am ales să nu existe pandemia, ce inclusiv la nivel cuantic a anulat regulile și restricțiile pentru mine. Așadar, în acest context a existat o linie temporală în care pandemia exista și o alta în care nu exista. Eu am ales conștient și cu intenție să sar pe linia temporală în care nu exista toată mascarada asta, pentru că mi-era clar de la început că totul e fake și e un test pentru umanitate pe care am ales să-l trec cu ușurință fără să mă împotmolesc sau să mă îmbârlig în jocul reptilelor. Acesta e încă un exemplu în care, prin puterea conștiinței, intenției și credinței, te poți poziționa la voia ta pe o linie temporală. Un alt exemplu, pe scurt, poate fi în contextul unui război. Dacă se anunță al treilea război mondial, vei ști cum să procedezi.
Dacă alegi să crezi în el și să te lași manipulat de media, după care de societate și chiar și de oamenii apropiați care cred tot ce văd la televizor, atunci vei alege de bunăvoie să participi la el sau, cu alte cuvinte, să ți-l aduci în realitatea ta. Cu cât îi dai mai multă crezare, te gândești mai mult la el, îți faci scenarii și ți-l imaginezi, cu atât te apropii mai mult de acea linie temporală în care are loc războiul și tu faci parte din el. În schimb, dacă alegi să stingi televizorul și să-l arunci pe geam, să meditezi când alții îți vorbesc de război sau să ieși din conversații și în schimb să privești splendoarea naturii, să faci yoga, pranayama, să meditezi, să stai de vorbă cu oameni care nu sunt absorbiți de frici și negativism și să-ți înlături atenția dinspre linia temporală în care un război global are loc, atunci nu vei atrage războiul în realitatea ta, pentru că nu vibrezi la frecvența acestui aspect sau, cu alte cuvinte, starea ta interioară nu e o potrivire vibrațională pentru un război, în interiorul tău nu are loc un război, motiv pentru care nu vei avea cum să-l vezi în exterior pentru că emoțiile tale nu corespund unui asemenea incident. Pentru a fi un magnet pentru război, e necesar să fii predominat de o stare interioară de frică, conflict, ură, frustrare, îngrijorare, vinovăție, tristețe și așa mai departe. Așa că vibrează, suflet luminos, și creează-ți propria realitate exact așa cum vrei tu să fie. În tine e puterea și nu ți-o poate lua nimeni. Dacă familia ta sau oamenii apropiați aleg să-și aducă un război sau alte catastrofe în experiența lor, poate din inconștiența lor inocentă, respectă-le decizia și acceptă separarea dimensiunilor 3 și 5 ce are loc, luându-ți locul în primele rânduri ale dimensiunii 5. N-ai cum să schimbi oamenii, știi deja, și nu-ți beneficiază cu nimic dacă încerci să te bagi în proiectul arhitectural al oricărei persoane și în ce alege să experimenteze din liber arbitru fiecare. Tot ce e necesar e ca tu să-ți știi locul și să-l ocupi până nu ți-l ia altcineva, vorba aia. Știi că, de fapt, în tot acest timp ai sărit linii temporale? Singura diferență este că începem să fim din ce în ce mai conștienți de adevăr. Singurul lucru pe care trebuie să-l înveți este cum să sari linii temporale atunci când îți dorești. Pentru a sări liniile temporale într-un mod conștient, mai întâi e necesar să-ți asumi puterea, să-ți revendici această abilitate, recunoscând că într-adevăr este posibilă, exterminând orice gând sau credință care merge împotriva accesării, utilizării și menținerii puterii tale interioare. Următorul pas este să-ți dai seama că totul este făcut din energie. Acea energie are o anumită vibrație. Gândurile, sentimentele, cuvintele, acțiunile și ceea ce creezi trebuie să se potrivească în frecvență cu dorința ta. Fiecare parte din tine trebuie să fie concentrată pe intenția ta. De îndată ce vibrația ți se schimbă, te vei muta pe o altă linie temporală în mod automat. Dacă îți place ceea ce experimentezi în noua linie temporală, mențineți vibrația continuând să simți emoțiile care te-au aliniat cu dorința ta. Pentru a schimba linia temporală, schimbă-ți gândurile, cuvintele, sentimentele, credințele și acțiunile pentru a te alinia cu o nouă linie de destin. Probabil că vei avea nevoie de mai multe încercări pentru a reuși, dar odată ce ai experimentat succesul, vei fi motivat să încerci din nou. La final, această practică va deveni o a doua natură. Dacă simți că ai nevoie de informații suplimentare în acest proces de sărire a liniilor temporale, îți recomand materialul în care am vorbit despre legea manifestării, deoarece manifestarea și săritul liniilor temporale e cam unul și același lucru. Mai mult de atât, suflet luminos, simt că ar presupune să ne îndepărtăm de esență, deoarece, după părerea mea, asta e toată informația de care ai nevoie pentru a te alinia cu linia de destin principală, cu linia temporală superioară și să poți sări liniile temporale la comandă când Matrix-ul te testează sau încearcă să-ți întindă capcane. Din iubire divină și cu recunoștință față de divinul din tine și tot progresul și evoluția de care ai avut parte în această perioadă transformativă și cu o multitudine de oportunități și evenimente, închei acest material cu aceste cuvinte cu sens și lumină. Când vântul începe să bată mai puternic,
Fii tu acel copac care începe să-și legăne crengile, dansând și bucurându-se copios de acea adiere purificatoare ce va aduce schimbări majore în favoarea sufletului și a elevării conștiinței colective. Ai încredere. Ești susținut și ghidat la fiecare pas. Cu drag, recunoștință și un sens de împlinire și scop. Continuă să luminezi